de tare tragi tu pentru meciul cu Islanda? De moment mă gândesc foarte mult la recuperarea mea. Vreau să mă recuperez în primul rând, să mă simt bine. În fiecare zi am câte 4 sesiuni, am 2 de fizioterapie, 2 de antrenament personal. Totul decurge foarte bine, mă simt foarte bine, mă simt ok, genunchiul răspunde foarte bine, nu am avut nicio problemă până în momentul de față și vă dați seama, îmi doresc din toată inima să mă recuperez bine, să nu mai am probleme pe viitor, că asta a fost o problemă destul de gravă. Și poate în luna februarie, poate deja pot să fiu apt de joc, pot să încep și eu să am minute și de ce nu, în luna martie să fiu convocat pentru echipa națională din nou. Cât de mare e miza participării la Euro pentru tine și pentru România? Foarte mare, vă dați seama că o întreagă țară ne dorim să ne calificăm. Nu am avut rezultatele așteptate, putem să zicem așa. Dar mai avem o șansă și trebuie să încercăm să jucăm bine, trebuie să ne impunem, trebuie să câștigăm primul meci, nu trebuie să ne gândim deja la al doilea, pentru că nu are niciun rost. Dacă nu câștigăm în Islanda, nu avem nicio posibilitate să ne facem treaba și să ne calificăm. Eu sunt convins, pentru că am văzut că putem să facem meciuri bune, avem jucători de calitate, avem jucători care putem să obținem această calificare și vă dați seama că mi-aș dori din toată inima să ne calificăm și să fim la Euro anul viitor. Ce spui de aceste numiri la națională, Rădoi la echipa mare și Mutu la tineret? Ce pot să spun? Mirela a făcut un campionat european foarte bun cu Under 21. Cred că este, să zicem așa, antrenorul de modă în România, pentru că a avut rezultate foarte bune, am auzit numai vorbe bune despre el și de ce nu? Ar fi foarte plăcut să aibă același rezultate și la echipa mare, ar fi de vis să ajungem așa departe la european cu echipa mare. Despre Adrian Mutu, mă bucur pentru el, pentru că știam că a antrenat departe de casă și a revenit în România cu echipa Under 21 și doresc același succes care l-a avut Mirel Rădoi la echipa Under 21. Cu cine mai ții legătura de la echipa națională, dintre prietenii tăi? Acum 3-4 zile cred că am vorbit cu Tătărușanu. M-a întrebat cum merge recuperarea. Am vorbit puțin despre situația noastră, pentru că l-am întrebat și eu despre situația lui. El m-a întrebat despre situația mea. Cu Claudiu vorbesc din când în când, cu Nicolae Stanciu, Chiricheș mi-a scris la fel, am vorbit cu el. Da, sunt câțiva jucători la echipa națională care m-am înțeles foarte bine, mă înțeleg foarte bine cu el, respect foarte mult și din când în când ne mai trimit un mesaj. Vă dați seama că fiecare are treaba lui, fiecare e cu rutina lui, cu în fiecare zi au antrenamente, muncă, dar din când în când un mesaj e chiar plăcut. Cunoști Spania foarte bine, CFR o să joace cu Sevilla, ce șanse le dai? Mi-ar place foarte mult să se califice CFR-ul, vă dați seama, este o echipă din țara noastră, o echipă care a avut rezultate foarte bune, rezultate pozitive. Am și colegi la echipa națională care joacă la CFR, deci chiar îi susțin și le doresc multă baftă. Dar Sevilla este o echipă foarte puternică, o echipă care are foarte multă experiență în Europa și va fi un meci dificil. Nu pot să zic ce procent sau dacă e favorită sau nu, va fi un meci de la egal la egal, dar eu sunt convins că se poate califica. Kipciu a ales și el CFR-ul, se pare o surpriză? Am citit ceva în presă, am auzit. Vă dați seama că are și o vârstă. Nu știu, 32 de ani sau 31-32 de ani. Își dorește și el să fie în țară, să fie aproape de familie, să fie cu prietenii lui și dacă ultimul an nu a mers bine la Anderlecht, dacă nu a jucat, dacă nu a avut parte de minute, poate e o decizie foarte bună. Decizia se va vedea spre viitor. Dacă va juca și va avea rezultate bune, o să zică, da, am ales bine. Dacă nu, o să zică, poate am greșit. În fotbal niciodată nu știi dacă e o decizie bună, să rămâi, să pleci, să vii, să... Niciodată nu știi absolut nimic. E totul în dubii. După, viitorul va vorbi și îi doresc multă baftă, multă sănătate și să aibă parte cu multe jocuri.
Tu te-ai gândit vreodată, nu știu, poate pe finalul carierei să joci în România? Nu. Nu mi-ar place să joc în România. Respect foarte mult campionatul românesc, respect foarte mult fotbalul românesc. Dar nu știu, nu, pentru mentalitatea care este în România, cum vă dați seama că la, când joci la echipa națională, cum s-a spune că e maximul din România. Și e foarte, foarte frumos, foarte plăcut, vii cu inima deschisă, e un sentiment de nedescris, dar nivelul echipelor din România nu cred că este așa de înalt, sau mentalitatea care este în România nu cred că este așa la care aș fi eu, nu știu, să fiu mulțumit, da, cu mine însumi. Deci aș prefera să rămân, nu știu, poate în a doua ligă în Spania, sau cred că m-aș simți mai bine aici. Am avut șansa de a veni în Spania, am avut șansa de a crește în Spania, de a avea o educație destul de bună, o educație curată, o educație cu foarte multe reguli. Și cred că din cauza asta am ajuns și unde am ajuns. Nu pot să zic că am ajuns, wow, foarte departe, nu sunt nimeni în lumea fotbalului, dar îmi câștig pâinea, îmi muncesc zi de zi, sunt la echipa națională, nu pot să cer nimic mai mult de Dumnezeu, doar să muncesc, să am sănătate și să am parte de ceea ce îmi place, să pot face sport și să mă pot dedica fotbalului pentru mai mulți ani. Cum e Fatih Terim și cum e să mergi pe urmele lui Hagi și Popescu la Galata? Fatih Terim este o persoană foarte importantă la structura clubului în Galatasaray. Este o persoană de nota 10, personal vorbind. Este foarte apropiat cu jucătorii, vorbește foarte mult, comunicăm foarte mult cu el. Este foarte iubit în Istanbul și adevărul e că pentru mine este, nu știu, un orgoliu să fiu în echipa lui, să joc pentru el și să joc pentru o echipă așa de mare. Cum am spus înainte, niciodată nu îmi trece prin cap, adică să mă compare cu Hagi sau cu Popescu. Ei au fost niște jucători foarte importanți, foarte mari și pentru Naționala României și pentru Galatasaray. Eu trebuie să văd de treaba mea, trebuie să muncesc, să încerc să am cât mai multe minute, să am parte de jocuri, că de asta m-am dus la Galata, am vrut să am mai multe meciuri în picioare și să încerc să cresc ca jucător și ca persoană. Asta este obiectivul meu principal. Cum era copilul Florin, când era mic și a venit în Spania? Rău, eram rău, eu am copilărie la țară. Și numai prin copaci, numai pe terenul de fotbal, numai prostii făceam. Toată ziua venea toată lumea acasă la mama să se plângă că a făcut asta, a făcut aia altă. Am avut un caracter destul de, nu știu, ca toți copiii de la țară, să zicem, nu? Pentru că toți suntem așa, ne punem toți împreună, mergem pe la siret, pe la pescuit, pe la jucam fotbal, eram copii. Acum totul s-a schimbat, acum este mai mult familia pe primul loc, mai mult prietena pe primul loc. Vezi altele și plus că nu ai timp. Și o ultimă întrebare, aș vrea să faci un exercițiu de imaginație. Cum ar fi pentru tine să dai golul calificării României la Euro? Ar fi incredibil. Cum toată lumea știe, nu am, am numai două goluri la echipa națională și cam tot timpul am fost criticat pentru că nu am dat golul la echipa națională. Pentru mine vă dați seama că este foarte multă presiune tot timpul când joc pentru echipa națională, pentru că simt că trebuie să... ăsta e meciul, când trebuie să dau gol. Și pentru mine orice gol pentru echipa națională este foarte important și m-ar ușura în jocul care pot să-l practic la echipa națională. Dar vorbind de un gol la calificările pentru echipa națională la european, ar fi un vis, nu știu, ar fi ceva de nedescris. Îmi doresc foarte mult să ne calificăm la echipa națională, nu contează cine dă golul, m-aș bucura pentru George, pentru Claudiu, pentru oricine. Important este să ne calificăm, să fim acolo, să avem parte de o experiență cum am avut-o acum 4 ani și să nu știu, ar fi frumos pentru întreaga țară să se simtă mulțumiți de noi și să ne ajute să fim acolo, să fie alături de noi.